Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. Puneți toți pauză acum, că după o să pun eu toată ziua. Puneți pauză și apăsați butonul de like acolo să facem 70.000 de like-uri la clipul ăsta. Am clipuri la care noi ne-am unit forțele, familia IBM acolo și am făcut 100.000. Putem să facem și 70.000 de like-uri, așa că like toată lumea acolo în forță. Sunt cu Alex în spatele camerei. Salut. După luni de zile facem The Pose Challenge, cred că partea a 6-a sau a 7-a, nu știu sigur. Și vreau să vă zic de la început, ca să nu mă trezesc prin comentarii: Bogdan, l-ai copiat pe nu știu cine, l-ai copiat pe nu știu cine. Eu cu Alex am început seria asta acum 7 luni de zile. Deci 7 luni de zile și lumea acum face challenge-ul ăsta. Am suferit prea multe atunci, intrați pe canalul meu, vedeți toate părțile, ce nebunie am făcut și n-am mai făcut asta. Iar acum, pentru că foarte, foarte mulți dintre voi, practic la orice clip de-al meu de pe canal îmi spuneți: Bogdan, fă continuă seria, fă The Pose Challenge. Astăzi facem partea, nu știu, a 5-a sau a 6-a, oricum vă uitați pe canalul meu și găsiți acolo toate părțile. Vă las și eu linkurile în descriere. Sper că s-a înțeles chestia asta. Nu este ideea mea personală, poate să o fac cu oricine, dar am zis așa ca să știți, ca idee, să nu mă trezesc comentarii că am copiat pe nu știu cine și am făcut pe nu știu cine. Sunt primul care a adus The Pose Challenge în România. Îi dăm drumul la treabă, Alex în spatele camerei, când are el chef, ia-te recomanda chiar, să-ți dau recomanda. O vei ține la tine astăzi, când ai chef, zici pauză, eu mă opresc și el poate să-mi facă orice vrea. Are liber la orice, după cum bine știți. Nu mă dau înapoi de la nimic și dăm drumul la The Pose Challenge. 70.000 de like-uri. Forță! Mai stai, mă? A? Mai stai, trebuie să intru și eu la baie. Dar eu le-am fac duș. Păi și cât mai stai? Cât îți ia să faci un duș? Nu, le-am 10 minute, ce are, spart! Bine. 10 minute. Pauză! Dacă este ceea ce cred eu în magazin, nu, nici nu știu cum să țin camera, să vedeți ce facem acum. Dacă este ceea ce cred eu... Hei! Am dărâmat asta la cățel. Cât așa are, da? Stai. Deci stai 10 minute, da? Zece minute, da? Da, te ești pe pauză. Intră așa în până în ochi. Vai! Tu ce-ai dat? Păi, mă, tata, le-ai dat cu ce dacă... Cu spray din țânt sare. Băi, ești prost. Zece minute! Băi! 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 Ia 10 minute, stai mai. Fai ce prost, te jur. Doa! Dai pe duș 10 minute apoi. Băi, ce rata te. Băi, ce rata te. Mă, ce prost ești. Băi, nu se ia din loc. Băi, ce prost ești și mor eu. Băi, rata te. Ia, bă! Nu! Pauză. Ia să vedem cum ești pe spate. Va... S-a... Nu știu, cred că s-a întins puțin de la apă așa, dar a rămas acolo, hai. Ești după pauză. Ești transpirat rău. Mă gândeam că faci o prostie, dar nu mai zic nimic. Ce? Dar nu mai fac acum. Am transpirat și de asta. Păi de-aia, de-aia acum voiam să filmez cum ești pe spate. Stai mă, mă, păpenelul, și ne băgăm să popăm ceva bunuț. Ne băgăm puțin la frigider, că-i... Da, e super cald. E crescut. Mă, voi mâncați când erați mici pepene cu pâine? Mie îmi place de mult. Mie nu. Mie, da. Nu-i vă rost la pepene cu pâine, sincer. Pauză. Și ce-s curios cât poți să-l ții așa. Ia să vedem cât poți să-l ții. Hai,
Bă, ce prost ești. În ziua? Vrem pepene? Ce prost ești, mor. Cumperi pepene, nu m-ai interesat, ești prost. Nu cumpăr niciun pepene. Mi-ai făcut-o. I-am făcut-o? I-ai făcut-o. Bă, ești prost, ești mor. Hai, uite și mănâncă la acolo. S-a dus de comandă de pizza. Și o să-i pregătesc ceva frumos de care nici nu bănuiește. Da? Dar o să revin. Ciurăcoare la baie. Pauză. Mă auzi ce fel te-am prins, nu cred. Cred că e rece de mor. Ai, nu cred. Nu-i gata pizza? Vorbește, vorbește. A-a. Până acum vorbeai. Ai, nu cred. Hai, trebuie să scoți pe... Miron, la mea, zici că ai nebunit. E rece tare? Gata, ești pe pauză. Rămas, a înghețat acolo. Vai! Foamea, spart dinții în mine. Uite care gheață pe aia, adică fără niciun mișto. Ui, nu știu dacă se vede, se vede? Se vede, se vede. Mă, gata, mă, asta nu știu înghețat asta. Nu știu jumătate, am dat-o pe jos. Pauză. Ce cu tine pe aici? Să mănânc și o felie din asta. Dar tot cumpărat. Lăsați. Nu vă mănânc ca un fel. Ce-i pizza ta, lăcâne? Gata, am pus ești după pauză. Măcar să mănânci. Hai, nu mai zic nimic, ca fii. Ești ca lumea tare. Na, ia mănâncă pizza acum. Ia să mănânci. Fă-ți bune? Bă, măcar o gură din dădei. Da, mă, dar miros, mă, n-ai miroset. Băi, ești ce bun a fost și pizza asta. Ți-a plăcut? Da, m-am săturat. Hai, că am mâncat și pe ziua de azi. Bă, dar știi ce voiam să fac? Voiam să-ți mănânc eu jumate acolo. Că tot țineai așa și atâta. Dar am văzut câinile. Am crezut că mi-ai și îmi dai așa pe la gură și atâta, știi? Dar am văzut câinile și mi-a venit imediat ideea să mă rău, dreptare. Pauză. Da, Bogdan, el a fost la magazin. Spun la market.
Ce e luat aici? Olei, aaa. Deci uleiul, sincer. Sincer? Bravo, bravo. Ți l-aș turna în cap. Dar... dar parcă ți-am turnat în cap. Și... să vedem ce găsim aici. Ba. Uleiul nu ți-l torn în cap pentru că ți-am turnat lucruri mai urât în cap, cum ar fi coș de gunoi. Așa că, da, niciun farmec. Să vedem cum bag astea pe aici. Și mă gândeam să fac barba, dar știu cât de mult ții la barba ta și n-are niciun sens. Așa că... Hai de ciufier să vede, ești urât. Și care e faza că aș da invers, dar mie cât tai, frate, și nu vreau. Adică... șase toni de păruieți? N-am de gând să te fac tot, dacă te fac tot o să vadă frumos după aia. Să fac așa, într-un fel, dacă aș putea să fac model, dar nu prea am cum. Nu mai tai, mă, frate. Ia, ce frumos se vede acum. Hai, leu. Bate din nervi. Asta e vecul de sracție, băieții. Stai, zici-mi, mă, lec de avânt. Păi zici după pauza acum. Ah, cu cerul! Deci, deci credeam că eu sunt retardat, dar tu cum dracu să arunci cu ăla, frate? Nu! Am știut eu de ce nu vreau să mai continui seria asta cu pauze, challenge, și am luat o pauză de 7 luni. Vedeți și voi acum, da? Nu. Adică nu mă gândeam, chiar mă gândeam, dacă turna asta în cap, nu cred că era o mare problemă, sincer zic. Pentru că am pățit, cum ai știu, mult prea multe. Asta era ceva așa. Deci de-aia și mie mi s-a părut super ușor asta. Era... și am zis că... Hai, ce zice mama când ajung acasă. Și mă vede și fără ulei și cu jumătate de mână. N-ai mai adus ulei, o să am plec, ce-i făcut? L-ai scurs, ce-i făcut? A primă nu unii te-ai mai pornit. Bună! 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 Tatuajul ăsta după spate, transpir și mă și mănâncă. Da, o să-ți șterg eu. Sper să ia. Tu ai sarcina asta, tu mai ai făcut. Da, bine? Dar nici n-ai cum să ajungi. N-au discuții din astea, măcar atât. Șterg eu. Revenim, dacă nu se ia, e probleme, îmi torn cap. Se ia, mă, cu mine la imediat, e făcut special. Da. Hai să vezi. Ce dracu, mă, bă, ești? Unde, mă, cum nu se ia? Nu mai da cu partea aia la buret, uite, mai înroșit tot, iot, vin, o să vezi. Păi și cum nu se ia? Nu vezi că s-a luat? Nu mai da cu aia, mai înroșit tot. Păi, dar da, ce... Da, ești ulea că-s grea. Da. Hai, treci înapoi să te fac. Am, la pauză. Aia, serios, las-o. Băi, băieți, am unul și mână, n-am... Deci, ies din calcul chestia cu telecomanda, dar ce când mergi și așa, prin Wi-Fi, înțelegi? Să vedem ce facem aici. Deci, să-l facem pe Bogdan. Să-l ștergem cu asta, da? El zice că nu iese. Vreau să vă demonstrez. Deci cu diluant imediat iese, da? Dar dacă el zice că nu iese, deci dacă are în magazin ce cred eu, de unde am luat și eu am văzut ceva șmeche. Dacă ai noroc, fii atent. Dacă iau camera, pe tine. Asta e perfectă.
Deci, dacă are în ea, dacă văd un drag să deschid eu. Nu se deschid. Aliu, e grea, are în ea. Bă, iată. Vedeți ce? S-a rupt și mănușa și tot. Deci dacă ai... Ai, nu, nu cred că. Uitați așa, băieți. Deci ghinionul tău este ca aici cea mare. Ghinionul tău este ca ai bar la vadă până asta. De ce mă chinu eu cu aia? Aici. Pentru interioare, exterioare, mă găsiți în comentarii. Deci dacă tot m-am aplicat, nu e ca și cum ai putea să lași o lucrare neterminată, știi? Nu uzi de bani. Se mai vede negru ăsta. L-am acoperit eu așa, știi, nu-i ca și cum... Ce-o putează, nu mai face din el. Problema e acum că trebuie să las asta, camera, și să fug acasă. Că altă șansă n-am. Hai că mă pricep, nu? Iată, poți să ieși pe pauză. Dar ce fel se vede pe barul, ca lumea ta. A, vreau să te fac prost, te fac în toate felurile, dar îmi dau seama că n-am, n-are nicio... Eu am fost prost, de fapt. Eu singurul prost în video ăsta, în challenge-ul ăsta, eu sunt singurul prost. Atât. Nu-i nimeni, el n-are nicio vină, n-are nimic. Eu sunt ăla. Mă gândesc... De ce? Nu știu ce aș putea să-ți fac încât să... Nu mai pot. Dar n-ai voie să-mi faci nimic, eu pot să fac ce vreau azi. Și tu n-ai... Nu poți să refuzi și n-ai ce să zici. Nu mai facem nimic aici, oprim totul, gata. Nu mai fac nimic. De ce nu mai faci? Nu mai vreau să mai fac, nu mai am chef. Hai mă, că-i mișto. Cum dracu mă spui acum, mă, ratatule? Acum nu știu, păi acum poți să încerci de luantul, care ziceai tu că nu se ia. Deci uite, s-a întărit tot ăsta, crapul tot pe mine. Cum mă bag eu în casă, mă bag în casă, deci ratat? Dar cum intru în casă, cum pășesc, pe parchet, pe ăstea, cum intru? N-ai cum. Și acum ce faci? Te duci în cadă? Tu pui și întrebări să mor eu. Parcă ești ratat. Mor dacă nu ești. Ieși afară, Sirius, gata, lasă-mă o leac. Gata? Ieși afară! Ieși afară! Ce v-ați luat pe frate? Ia-mi drumul afară! Pantaloni papuci. Aoleu, prea tare. Da, bun. Ăsta a fost The Post Challenge. Vă las link-ul în descriere să le vedeți și pe restul. Sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like. 70.000 de like-uri la clipul ăsta. Pentru că, de fapt, dacă vreți voi să facem, facem. Dacă nu, nu. Dacă voi credeți că merită, apăsați butonul de like. Să facem 70.000 de like-uri, urmăriți-mă pe Instagram la Marș Bogdan, dați-mi acolo un follow. Alex n-are nicio vină, nu-l înjurați în comentarii sau chestii de genul ăsta. Eu când fac un challenge sau când vreau să fac ceva, îmi asum și în ziua aia zic, băi, ai dreptul să faci orice. Dacă vreau să nu-mi facă ceva, îi zic, de exemplu, mereu i-am zis, bă frate, nu cu părul și cu barba, până aici, pentru că da, nu știu, nu țin eu la ele și nu vreau să mi le strice cineva sau așa. Dar în rest, a voi să fac orice și, bă, cum ați văzut, a făcut. Ăsta a fost The Post Challenge cu voi astăzi, a fost Bogdan și Alex în spatele camerei. Bă, dar tu nu te-ai văzut deloc, nu, iată-l cu am. Te-a văzut lumea deloc pe tine. Ia, să vedem. Pe aia zice că n-ai fost tu. Alex aici pe zonă, forță, îl vedeți pe Niaș pe acolo, poze cu tare una alta. Dați și lui follow pe Instagram, apare undeva aici Instagramul. V-am lăsat, pa!